încearcă pe mine multe preparate, dar Melinda fiind o persoană mai cu un temperament vulcanic. Mm. Să știi că feedback-ul ar fi bine să fie pozitiv. Deci salut, dragi prieteni, boomerul și milenialul, adică Silviu Petcu, că el e boomerul, și Alex Zob. Sunt din nou la datorie în fața voastră și avem marea plăcere să-l avem împreună astăzi cu noi pe Claudiu Teohari, zis da. Și Teo. Salut! Salut! Nu o să-ți vină să crezi, deci a venit din nou la noi. Comeback se numește. This is a comeback. Da, deci ați luat invitații de la cap? De la zero, da. Ați invitat pe toată lumea? Toată lumea. Absolut, da. Aproape. Dar n-am avut cu prea mult și a trebuit să luăm și de la... Am ajuns la T mai repede. Da. Sau nu, la C, el e la Claudiu. Nu, tu ești al treilea invitat pe care l-am... Da, cu comeback pe care l-am... Excelent, excelent. Deci, mă bucur că sunt din nou la un podcast, e nevoie de podcasturi în țară, până la urmă 2-3 bărbați albi de vârstă mijlocie care discută problemele fierbinți. Asta este ceea ce are nevoie țara. Păi, dar crezi că în momentul de față la noi ar mai putea fi și altă combinație din punct de vedere al tenului? Ar putea fi, nu știu, poate câte o femeie, dar nici nu vreau dar să nu, dar nu am avut la... săptămâna trecută, dragule. Bă, adică nu zic de invitații, ca și în general de piața de podcasting, știi? Bă, dar nu sunt podcast-uri cu... Adică Teo Trandafir n-are podcast? Mă gândesc, nu știu. Ba da, are, cum să nu? Păi, adică toată lumea din televiziune dacă are și podcast. Job, cum? Probabil că are podcast. Da. Cine păi nu are job, îi dă de la stat un podcast. Dar stai puțin, sunt, mai interesant este că cei care au joburi au și podcasturi, adică care au job păi, în TV. Păi, dar se fac mânărelii, îți dai seama că teoretic n-ar trebui să ai podcast decât dacă n-ai job, așa e în lege. Știi? Așa ne-am apucat și noi. Păi asta zic, așa fac, dacă ar fi Agenția Națională de Integritate pe ei, n-ar mai putea să aibă și job și podcast, știi? Da. Că de la Autoritatea Națională de Podcasting și Emisiuni Internet, ANPI... Bă, dar tu le știe bine. Păi cum să nu știe? El știe. Dar eu cât m-am bătut cu ANPI-ul, câte cereri am făcut, câte până ni s-a dat și podcast și alea și... Nu mai vreau să zic. Mă rog, încercați să vă faceți podcast, să vedeți câte hârtii aveți de completat. Nu e ușor, că lumea crede că pui niște camere direct și bați câmpii. Nu, e tată, îți trebuie autorizație de la mediu. Că n-ai voie să fii peste mediu ca podcast. Trebuie de la ape, pompieri, de la ISU, nici nu mai vorbim de ISU, de la HIHA, de la multe. În caz că vă întrebați ce e HIHA, căutați. Ca să-i punem și să da, trebuie să facă și trafic și pe net. Păi da, trebuie să muncească. Felicitări pentru GoPro. Așa, îți mulțumesc mult. Băi, a fost foarte fain. E foarte mișto că mi se spune felicitări pentru GoPro, de parcă am câștigat un GoPro, știi? Băi, n-ai câștigat, dar... Dar l-ai prezentat. Să știi că n-a fost deloc ușor, pentru că sala a fost, așa cum zice colegul tot timpul și de la el am învățat, sala a fost cam Coca-Cola. Rece ca gheața. Dar să știi că poate că... Da. Și poate nu că, e ușor. Poate că nu mă așteptam la altceva și... Asta știu că nimeni nu se aștepta să fie nebunie, dar... Păi nu, toată lumea mi-a zis că o să fie oribil și așa că m-am dus cu așteptările unui... ca să fie oribil. Da, adică efectiv asta mi s-a spus de la oameni care au prezentat înainte... Adică Nicolae și Alex Bogdan. Nu dau nume pe piese, că nu vreau să-i desconspir după aia. Da. Dar toată lumea știe pe ăștia doi. Nu, dar am vorbit cu oameni care au prezentat sau cu oameni care au fost în sală la multe ediții sau știi? Și toată lumea mi-a zis, bă, te duci ca mielul la tăiere, deci n-ai nicio șansă, ăia sunt oribili, nu o să fie nicio reacție, asta a fost consensul general. Și atunci eu am procedat în consecință, n-am avut nicio așteptare, m-am dus fără niciun fel de dorință, de așa și a fost foarte bine pentru că nu-mi doream nimic, adică efectiv nu-mi doream nimic. Și deci a fost ok. Dar cum, pur și simplu au venit cei de la GOP, a venit cineva din asta să spună, domnul Teo, am vrea să prezinți dumneavoastră. Da, a fost cineva care lucrează în mai multe festivaluri, în organizare. Aha. Cineva care m-a propus. Pe pile. Pe aici vreau, de fapt, aici eu voiam să ajung. Cum am ajuns acolo? Să prezinți acolo? Adică
cineva... Să știi că n-ai crede, dar în 2024 o găină de țară și niște chent lung te duc departe. Mai deschide o ușă, mai o portiță, un geam, o chestie. Da, da. Trebuie să deschizi o portiță ca să ai pe unde să dai șpagă. Plus, că și masonerie acum revine la putere. Nu, eu sunt de la concurență, eu nu sunt de la masonerie. El e antimas. Nu sunt antimason, sunt lângă masonerie. Noi ne-am făcut... masoneria noastră. Da, cu blackjack și cu târfe. Avem și noi masoneria noastră. Da, avem masonerie de țară, avem masonerie tradițională, pentru că nu trebuie să îi lăsăm să ne bage pe gât toate lucrurile din afara țării. Și atunci ne-am făcut masonerie de țară, cu motive tradiționale. Asta am vrut să întreb, dacă aveți țar, tot din asta, da. Păi popular. Toate șorturile alea și compase și aia sunt niște prostii. Noi avem ii țari, nu avem loje, avem de-astea... Prispă. Cum prispe, da. Exact, asta e cum... Marea prismă română de rit rural și antic și rural. Asta e foarte bună. Avem marea prispă masonică de rit antic și rural și ne facem acolo. Ce fac și ei? Că până la urmă și ei ce fac acolo la loje? Nu fac mai lucru, mai învârt banii trei, așa facem și noi, hore. Facem hore în prispă și eu zic că o să prindă. Da, e cât a durat? 300 de ani, 400 de ani? Așa avem răbdare. Am pus la maturat și o să fim masonerie bună, bună tot. Să avem de export. Oșa, fumă puțin. Da. Și merge cu o țuică și cu asta, o locul merge o masonerie de asta în prispă cu o țuică, fai de capul meu. Că ăștia au băuturile lor, îți dai seama, cu whisky. Noi avem ale noastre, știm. Ai mai prezentat? Dacă, nu știu, ce ar zice? Tu ai o treabă cu... Noi ne-am dus departe în marea prispă masonică. Zi de gopu, dacă... Da, de-abia aștept să... Dacă o să mai fie liber. La Mamaia. Da, da. Cred că la Mamaia ți-ar prinde bine. Ai statura, ai așa o... Statura. Da, mai e festivalul de la Mamaia? Habar n-am, dar Consiliul Județean... Tu ziceai de Mamaia în general, nu de festival. Nu. Festivalul de la Mamaia este organizat acum de Consiliul Județean Constanța. Deci el ar exista în fiecare an, de ce n-ar fi? N-am eu bani de șpagă acolo. Acolo se intră greu. Acolo se intră greu. Crezi că pe litoral sunt alte reguli decât în capitală? Eu cred că se învârt mai mulți bani decât la Teatrul Național. Decât la Gopo, sigur. Da, asta zic. Da, mă, din ce am vorbit, reacțiile au fost bune și am înțeles că ar fi loc și la anul, nu vreau să mă arunc acum, din punctul meu de vedere, da. Și cred că aș putea să fac o treabă mai bună, pentru că acum știu mai bine la ce să mă aștept și cred că aș putea și să scriu. Da, ai avut emoții? Adică te-ai dus așa un pic, băi, că era avut... ceva... E normal, care nu erai obișnuit. Normal. E în afara zonei de confort și de fiecare dată când e o chestie care e în afara zonei de confort, da, eu, știi? A trebuit să vezi filmele sau măcar bucățele? Nu, m-am uitat de drag. La unul, două din astea nominalizate la cel mai bun film. Interesant e că am vorbit cu oameni din industrie care m-au asigurat că nici oameni din industrie n-au văzut filmele, ceea ce m-a... Deși au votat. Nu zic de ce care au votat, ci că erau în sală. A, cei care, da. Pentru că eu aveam vreo 2-3 glume care erau legate de niște scene din filme și am fost asigurat că n-ai rost să le dau pentru că nu le știe sau... Da, și am zis, băi, am crezut că ăștia au văzut filmul. Și au zis, nu se uită. Fie că nu interesează, fie că au boală unii pe alții sau așa. A zis, nu se uită nimeni la toate filmele. Și eu am rămas, asta m-a șocat. Deci eu nu mă așteptam. Eu credeam că toată lumea din sală a văzut, cum să spun, dacă nu din interes, adică dacă nu de plăcere, dacă nu din interes profesional, dacă nu din curiozitate, măcar hate-watching de ăla, ia să văd că nu-l suport pe Giurgiu, să văd ce căcat a făcut Giurgiu, știi? Adică măcar la modul ăsta se uită. Nu. Hate-watching. Hate-watching. Asta e foarte bun. Dar cum să nu? Și asta spun că m-au asigurat oameni din industrie că nu. Dar părea că oricum că știi foarte mult, adică cel puțin legat de filmul lui Shelley. Buz? Păi da, mă, de Buzzhouse, pentru că faza a fost că exact în ziua aia, dacă nu cu o zi înainte. Nu. Avusese premieră recent. Luni, deci asta a fost luni, premiera a fost luni. Da, deci în ziua aia se aflaseră vânzările de pe weekendul de deschidere la Buzzhouse, că erau undeva la 250.000 de euro pe un weekend. Și normal că am tot făcut mișto de asta, nu am dat cifre, sper și acum că cifra e corectă. Poate am fost mințit. Am fost depășită, dar era corectă. Nu, mă refer la vânzările pe primul weekend. Doar weekendul ăla, da. Și e o cifră șocantă pentru industria cinematografică românească, e o cifră absolut șocantă, adică e o cifră cutremurătoare în adevăratul sens al cuvântului. Râdeam cu cineva
înainte de premii, când am aflat cifra asta, că ar fi fost interesant de făcut un calcul pe câți ani box office-ul de la toate filmele din Gopo, deci dacă e o gală Gopo și calculezi box office-ul integral, pe câți ani s-ar aduna 250.000 de euro? Pentru că estimările erau că ar fi undeva 6-7 ani de premii Gopo luate, toate filmele erau luate, să adună cât a făcut Baskhaus într-un weekend, știi? Deci asta a fost, de aia tot ziceam de Baskhaus și a mai fost poanta aia care mi-a plăcut cu premiul pentru cea mai mare încăierare pe scenariu, pentru că tocmai se întâmpla scandalul cu... elicoptere, Iorga, Shelly, Radu, Pitici, era toată nebunia, exact atunci se întâmpla și de-aia am zis de încăierarea pe scenariu. Da. Să știi că noi suntem total nepregătiți, nu ne-am uitat la specialul tău și trebuie să spunem da, asta... Nu, adică nu numai nici că nu așteptam, nici măcar exact, Doamne, să nu faceți așa ceva, așa vreo prostie. Nu. Dar suntem zgârciți și da, nu ne-am abonat la Comedy Box. Da, și nu am niciun fel de problemă. Eu vă recomand să vă abonați, totuși recomand vouă, atât vouă cât și publicului vostru, să se adune, să facă o chetă, să adune locațiile de la 2-3 copii. Păi am vorbit acum cu Silvia, am zis, băi, uite, hai să punem și noi așa ușor în următoarea... De la două patreoane din astea te mai punem pe două patreoane. Asta zic, și puneți deoparte și spargeți pușculița la un moment dat. I-am povestit acum, i-am povestit gluma cu plaja. Da. Pe care ai pus-o, pe care ai pus-o acum pe YouTube. Îmi place că Silviu are om la glume, el nu se uită la mă. Eu îi povestesc. Are un om care se uită și mă povestește. Băi, fiecare milenial cu boomer sunt... Da, da, fiecare boomer are un milenial. Are milenialul lui. Are milenialul lui, adică... Cum s-ar zice la Joe? Snovar. Ele snovar. Mai culege snoave și ți-l aduce. Îți faci un platoaj de snoave. Extraordinar asta cu... L-am pus pe zop să-mi zic, mai zică ce glume se mai... Ce glume se mai face, băi, ia du-te. Du-te și... Dă-o tură așa pe la toate platformele. Adu o poală de poante de-alea. Mi s-a făcut poftă niște poante. Dar cum merge Comedy Box? Merge, a pornit bine. Are un platou acum pentru că așteptăm, toată lumea așteaptă să lansăm aplicațiile și deci după ce o să lansăm aplicație de TV mai ales, le așteaptă oamenii, sunt sigur că o să înceapă din nou să crească. Deci a pornit foarte bine, după care a stagnat pentru că oamenii au zis, bă, ne trebuie aplicații de mobil, de Smart TV. A, ca să poți să-ți dai, da, să-ți proiectezi pe televizor. Și okay. Sau să te uiți direct în aplicația televizorului. Și deci astea sunt gata acum. Vezi, știam eu de ce nu mi-am luat, pentru că așteptam aplicații. Acum am și un motiv pentru care. Da. Deci o să fie gata, o să fie ok. O să avem și un cort la Electric Castle unde o să facem podcasturi, show-uri, deci emisiuni. Deci fără bani acolo, dacă face podcast fără bani, nu? Că așa a zis el, că face podcasturile fără bani, unpaid podcast. Da, nu, acolo o să încercăm să stoarcem abonament în oameni. Deci luăm oameni și stoarcem așa că prosop mai, să... Mai curge cu un abonament. Da. Pic. Da, ok, deci aveți timp. Cam asta e povestea cu Comedy Box. Acum așteptăm și noi ca toată lumea aplicație și după aia o să vedem, poate să... Eu nu poate, sigur o să fie bine. Păi trebuie neapărat să faceți, pentru că lumea e obișnuită ca de la celelalte platforme, adică dacă tot o faceți ca o platformă normal, de cealaltă, adică normal, eu mă aștept să stau acasă, să stau în fața televizorului și dacă nu l-am pe televizor, măcar l-am pe telefon și pac. Faza a fost că noi știam că e nevoie de aplicații, doar că a costat mult platforma, deci nu cred că puteam să facem, să dezvoltăm deodată și platforma și aplicațiile, pentru că era vorba de mai multe sute de mii de euro și în al doilea rând durează foarte mult. Adică noi ca să lansăm platforma odată cu aplicațiile ar fi trebuit să ne apucăm să facem aplicațiile înainte să ne vină ideea de platformă, pentru că durează enorm de mult aprobarea în store-uri. Da, păi de asta lumea... Adică oamenii au înțeles, când le-am explicat au înțeles. Ideea este că aplicațiile au fost dezvoltate, nu știu, o lună jumate. Imediat ne-am dat seama că, bă, trebuie aplicații și deci, nu știu, după ce am dat drumul la platformă, am dat drumul la aplicații, la o lună și ceva. Și aplicațiile au fost gata într-o lună și ceva și de atunci stăm de luni de zile, stăm cu după aprobări pentru Android, pentru Google Play, pentru App Store. Și pentru fiecare magazin de aplicații, pentru LG, pentru Samsung, pentru toate, știi? De televizoare. Și a durat foarte mult până au
până au venit aprobările. La Apple încă nu știm dacă o să... meargă de pe Apple. Adică nu, deocamdată nu, deocamdată nu, nu cred că o să... S-ar putea în prima fază să iasă toate celelalte în afară de Apple și după aia să... Pentru că stăm după App Store că nu ne dau... Apro. E ca la primărie. E ca la, știi? Ieri cu Șordan la App Store. Stai puțin. Nu răspunde la telefon, domnule. Stai nu puțin că la primărie, dacă n-ar fi Nicușor, s-ar rezolva cu, știu eu, un băiat, ai partea păi cu da, bisca, păi asta zic că la sectoare, adică, la Android, la LG, la Samsung, am găsit mai ușor, o intrare. La general? Da, la, asta zic, la App Store e Nicușor și nu răspunde la telefon. Vor fi și alegerile acum la ei acolo. Păi asta zic că probabil că de asta, băi, am râs ieri, am avut un show și am avut aroganța să bat câmpii la un show solo. Am zis, bă, dacă tot am prins acum un show din ăsta mai întins, hai să mai... Să mai încerci. Să improvizez așa niște chestii care mă amuză pe mine. Și am vorbit un pic de asta cu alegerile, băi, este extraordinar. De ce? Am zis că problema cu alegerile se fac prea rar și le organizează ei. Ar trebui să se facă mai des și să-l organizăm noi, cetățenii. Gen, prin surprindere. Să nu știe când vin alegerile și să poată să vină și la 6 luni. Pentru că la modul ăsta ar face tot timpul câte ceva, că nu știi când vin alegerile. Că ai văzut că anul electoral e cum ar trebui să trăim tot timpul. Se răspunde la telefon, se asfaltează bulevarde, se face... Se măresc cu 10% salariile din nimic. Pa, asta zic, creștem, asta zic, pa. Asta zic. Deci este, anul electoral este mană cerească și atunci hai să fie an electoral din când în când. Să ne hotărâm noi cetățenii, știi, ne facem un grup de WhatsApp și facem. Ce facem, mă, le facem la an electoral în august? Da, bang, alegeri în august, n-ați știu că vine, hai, pe treabă, știi? Și asta zic că nu poți să le lași tot lor și una și alta. Da, dar atunci ar trebui, adică ei și-ar pune poze, știi, tot timpul. Bă, eu sunt ok cu asta. Pozele tot timpul, peste tot. Deci eu aș fi ok să fie poze cu moacele alea sinistre peste tot, dacă între timp ți-ai s-ar mai asfalta, ar mai absorbi un fond european, eu sunt ok să-și pună pozele. Dacă asta trebuie, cum o să fie oarecum Instagram în oraș, să-și mai posteze ăștia selfie-urile. Este Diana Șoșoacă, este o bijuterie, domn. Ați văzut afișele electorale? Băi, afișele nu electorale, nu am văzut, chiar n-am văzut. Nici eu nu le-am văzut. Este ea făcând așa o inimioară. Deci nu pot ea... să cred. Da. Și atât de drăguț, adică e chiar umană, nu? Da, și are în spate spice de grâu. Nu știm de ce, că ea candidează la primăria Bucureștiului și are spice de grâu. Știi că e vestit Bucureștiul pentru producția de grâu. Păi, dar nu e în mijlocul județului Ilfov. Păi asta zic, dacă nici aici nu-i grâu, unde să fie? Și deci este Diana Șoșoacă pe un fundal de grâu făcând o inimioară de aia. Și ea n-are o ie, bă. N-are ie, că... Hai, mă! Probabil că și-a dat seama că e prea mult și grâu și ie, după aia era... Trebuia direct în sectorul agricol, nu mai putea să vină aici. Dar, da, este minunat. Sunt de acord cu selfie-uri. Ți-ai deschis... Mai e treabă de Gopo. Nu mai Gopo. Hai că... Adio, Gopo! Te întreb de shop. Ți-ai deschis un shop? Am auzit bine în cartier? În colaborare cu Doc? Doc. Am făcut o consignație de haine pentru bărbați. Haine mai de Doamne ajută, așa cum are de altfel și se numește ale lui magazinul și sloganul este haine de Doamne ajută, pentru că vrem niște, adică o țoluță mai răsărit acolo. E consignație, adică așteptăm oamenii să ne aducă haine și să le vindem mai departe. Vrem să înceapă și băieții să-și rotească hainele între ei, cum fac fetele. Cum fac fetele. Da. Pentru că am văzut că mai mergeam pe la consignații, la consignația 7, pe unde am mai mers la vintage uitați. Bă, la femei, paradis, știi? Și la bărbați, zici că era... Nu știu cum să zic... Era trist, la bărbați efectiv, era tristețe. Era un sertar. Da, un colț așa al magazinului, care erau doi bluguți, o cămășuță în carouri, un pantofior. Că bărbații nu prea vor să-și dea hainele. Eu unul cel puțin, mie nu vine să-mi dau hainele nici când sunt, mai ales dacă țin la ele. Păi da, mă știu, dar nu vor. Știu că e mai greu pentru, știu că ne-am riscat un pic, pentru că nu degeaba nu sunt secțiuni mari de bărbați la consignații. Știu că ne-am riscat un pic, dar am zis, bă, nu ne trebuie toți bărbații. Știu că în general așa se întâmplă, dar zic, nu ne trebuie toți bărbații. Ne adresăm alora care sunt un pic mai pasionați de haine, care au sens, poate o haină mai scumpă, mai mișto, o porți un pic,
o dai ție alta, la fel de mișto, dar alta, știi? Adică trebuie, nu zic că toți sunt așa, dar or fi câțiva. Și pentru ei am făcut magazinul ăsta, știi? Bă, eu sunt pe principiu că dacă am un tricou de acum 15-20 de ani și încă are culori pe el, înseamnă da. Că funcționează. Deci nu e pentru tine. Nu că după vreme găurile cu sute încerc să formezi un model nou. Care sunt astea cu găurele mii și stele făclii? Le folosesc la grădină, în casă, da. Adică nu părăsim incinta. Da, 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 da. Dar celelalte care sunt, mă mai trezesc, zic, bă, asta l-am luat prin 2005, mă, frate, mă. Da, eu am un tricou care este campionul garderobei mele. Am un tricou pe care l-am cumpărat acum 26 de ani. A, mai bătut. Da. Și îți vine bine și acum? Băi, în primul rând era mare de tot, adică l-am luat... Era cât erau XXL, era în perioada în care purtam haine mai largi, acum iar... Nu, nu, nu te ridica că iar... Da, da, da. Nu, eram în liceu și eram în perioada aia în care eram, ascultam rap și mă îmbrăcam larg și se făcea trafic din ăsta de haine până liceu, cu blugi, cu tricouri, cu asta, că nu avem, n-aveți ce magazin să... n-aveți din ce magazin să le cumperi. Și am cumpărat de la o colegă de liceu un tricou Sexwex, se numește. Sexwex este o marcă de ceară, de surf. E un tricou mare, gri, pe care scrie ceva pe piept, că surf riding is habit forming and may be addictive. Ok, e un tricou de surf. Stai seama, eu la 17 ani... Erai fiert pe surf. Da, fiert pe surf. Dar să știe că se face surf pe Dâmbovița. Da, da, să, da, și aveam acolo școală pe Moghioroș, cum să zic, școala de surf. Școala de surf, Moghioroș. Da, da. Și tricoul ăla încă îl mai am. Deci a fost în primul și de o calitate extraordinară, pentru că este cano, pe cuvântul meu de onoare. Și în al doilea rând, n-am reușit să nu-l pierd, să nu zic, m-am mai mutat de câteva ori în 26 de ani. Încă l-am. Deci top. Pe ăla nu o să-l dau. Pe ăla chiar nu o să-l dau. Bun, da, deci dacă aveți țoale mișto pe acasă, da? Dar să nu fie, adică să nu fie folosite până la refuz, da? Să păi arate, nu, nu, să arate nu, bine. Bănuiesc că trebuie să trimiți niște fotografii, nu? Da, pe WhatsApp, da. Trimiți niște fotografii pe WhatsApp. Și vorbim. Că ți-am zis, până acum se mișcă bine. Avem o lună jumate și oamenii au adus, haine au luat, haine se învârte, treaba e foarte bine. Deci vă recomand Alelui Shop pe Instagram. Avem acolo un story, tot felul de haine, ca să vedeți. Eu am văzut niște story-uri și pare genul ăla de loc unde oamenii se adună, stau la o bârfă, stau la o asta, chestie. Așa pare. Facem asta. Eu n-am fost până acum. Încercăm să facem asta în weekend-uri. A să adun lumea, mai bem o cafea, mai ne uităm la haine, mai ne probăm, ne dezbrăcăm între noi. Cum să nu avem o cameră de orgie cam sus? Cam fața blocului, așa. Foarte... Nu chiar în fața blocului, mai în spate. Nu, nu, orgia se ține în spatele blocului. Să avem și noi regulile noastre. Cum să fii nesimțit să faci orgie în fața lui, păi faci mizerie pe jos, faci. Bine, Babel aruncă cu apă pe tine și ce nasule să fii la orgie să arunce cu o oală de apă pe tine. Da, da, da. Așa se despar câine. Da, 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 păi asta zici și asta și da, de-aia noi, în general, orgia se face în spatele blocului și de-aia avem și noi cămăruțul de orgie. Și n-avem apă. Nu, păi dai păcat că se pierde aroma aia frumoasă de izola de orgie, știi? Mare bișichel. Mare. Ei, da, cum? Mare, mare bișichel. Azi glumele noastre dăm prispă de la masă. Da, mă. Deci asta e... Și ca să termin de promovat, că sunt sigur că o să fie fierți oameni, să zică, bă, dar frate... Dar cum? Să nebuniți cohorte de bărbați. Așa, sau au să zică, bă, deci s-a laudat ăsta, Gopu a promovat magazinul de hăinare. Stai că mame ceva. Vreau să promovez și restaurantul nevastă mea. Păi are Silviu. Ai, băi, stați, mă, stai. Nu, bă, și după aia banii la caserie la băieți și gata. Și gata. Voi credeți că eu sunt la primul podcast, credeți că nu știu cum e cu asta. Ia ziceți, domnul Silviu. Dar ai terminat cu hainele? Da, da. Deci ce faci acolo în weekend? Că asta n-am înțeles. Ce? Ne adunăm acolo și... Mai stăm de vorbă. Adică încercăm să facem evenimente în fiecare weekend, să mai aducem invitați, să mai facem o... Ca băieții. Da. Vroiam să știu despre restaurantul unde este doamna... N-a poftit. Da, uite, vezi? Asta, numai din promovare în promovare. Nu, nu, dar nu-i promovare neapărat. Da, Vreau să spun. Cum te implici în chestia asta? Sau eu? Da, da. Dacă te implici în chestia asta, că atunci nu te mai întreb dacă nu te implici. Vorbim de Dumicat. Da? Dumicat. Este... Eu mi-am pus pe net, am la descriere acolo, am husband at Dumicat. Eu soțul patroanei. Soțul patroanei. Soțul patroanei.
ajut cu prezența, cu consumația, fac consumație. Mai ești tasting, ești la mai faci și testări acolo? Da, sunt... Bă, asta nu-mi place, nu mai băgă. Soți și cobai. Am înțeles. Să știi că, da, încearcă pe mine multe preparate, dar Melinda fiind o persoană mai cu un temperament vulcanic. Mm. Să știi că feedback-ul ar fi bine să fie pozitiv. Deci... Nu mă apuc să... Da. Ar fi bine să-mi placă. Dacă nu-mi place, trebuie să vin mănânci până când îți place. Nu, dar vin cu o argumentație foarte solidă. Adică dacă îmi place, e bine. Dacă nu, trebuie să vin cu o... ca la Haga, cu un caz din ăsta, știi, foarte bă, asta, nu poți zi, bă, nu-i susținut. Bun. Nu poți domnule, after taste, uite, e o problemă, exact. After taste, acolo se întâmplă, exact. Lipsește. Și acum lipsește. am învățat bine, am învățat de mai multă vreme ce să zici, cum să zici, că nu poți să zici, e ca la vin, exact cum zici, știi, e ca la vin, nu poți să zici, doamne, nu-i bun. Trebuie să zici, doamne, mi se pare că nu are corp, nu are structură, nu rămâne astăzi, suficient în are un pic palatin. Are un pic de poșircă în aftertaste. Mi se pare, la nas mi se pare de doagă, în aftertaste e poșircă și la mijloc n-are corp, adică are o notă pregnantă de savă stricată. Dar e bun. Crama promite. Da. Da, deci asta e faza cu cu asta. Se testează pe mine și nu, normal. Da, atâta, nu am alt rol. Ea își face treaba aia acolo, nu, chiar nu. Adică nu participi din punct de vedere, adică băi, să aduce mai aia, mai trebuie cumpărat. Bă, mai zic, dacă îmi trece pe cap sau dacă găsești ceva prin țară sau dacă știi, zic, uite, am dat de nu știu ce, n-ai vrea să bagi la duminica și patroana hotărăște. Eu sunt doar cu sugestii. Dar vă inspirați așa, nu? Că știu că și voi mergeți destul de mult și călătoriți destul de mult și mâncați în tot felul de locuri. Acum știu că ați fost în Istanbul, da. Și am văzut că ea a pus tot felul de locuri din astea. Da, da. Știu că eu vreau să mă duc în Istanbul și chiar am văzut niște locuri acolo. Vezi că a făcut un ghid mic acolo. Și vă mergeți și mâncați pentru că sunteți gurmanzi, nu? Și vă inspirați, bănuiesc, pentru, băi, și pentru da, treaba să asta. Să știi că de multe ori s-a inspirat din astea în călătorie. Bă, uite, foarte bun desertul ăsta, foarte bun asta. E tot timpul face al ei, că nici nu poți să iei o rețetă direct să o transplantezi în București, că na, sunt gusturi, e altă țară, na, plus că ea are influențele ei din Maramureș de acolo, adică, na. Dar inspirația îți vine, știi, că mănânci o chestie foarte bună, de multe lucruri foarte simple, adică nici măcar nu e vorba că, mamă, ce rețete sau ce tehnici ai furat, dar, nu știu, eu cărnat, făcut pastă de cărnați. Mamă, cât de bune. De ce nu facem noi? De ce nu luăm un cărnat bun, dar nu să-l facem pastă? Nu e cine știe ce, știi? Dar e foarte bun. Asta am mâncat în Tenerife. Aveau ca aperitiv acolo. Aveau o... Pastă de cărnați. Pastă făcută de cărnați, da. Eram în Tenerife? Cred că da. Pe noi ne întreabă sau? Da, în Tenerife, da. Nu, pe mine, am un monolog interior plictisitor. Da. Și uite, exemplu, ăsta e chiar un exemplu, știi? Aperitiv acolo, îți aduce un cărnat făcut pastă. Foarte bun. Și acum în Istanbul, ce ai mâncat bun? Băi, în Istanbul, să știi că eu mai fusesem o dată sau doar, dar nu eram atât de pasionat de mâncare și acum ne-am dus efectiv turism gastronomic, așa zic eu, nu, de asta ne ducem, de asta mâncăm. Și a fost extraordinar. Adică, nu știu, am vorbit cu mulți oameni, m-am întors încântat din Istanbul și știu că Istanbulul nu e o destinație secretă, adică cât am fost acolo, am mers de Paște, am mers acolo, am auzit română non-stop pe stradă, adică nu-i de parcă oamenii nu știu de Istanbul. Scuză-mă, atât vreau să zic că din câte știu eu, este destinația numărul 1 sau a fost destinația numărul 1 anul trecut în 2023 și asta în primul rând datorită turismului medical. Da, foarte mult se duc acolo să schimbe dinții, să-și pună păr, da. Să-și pună țâțe, să-și pună de toate. Foarte, este foarte... Dar stai puțin. Tu zici destinația pentru plecat din România sau în general în... Nu, în general. În general, da. Deci în general și asta datorită turismului medical pe care ei îl fac absolut senzațional. Amuzant, este foarte amuzant dacă mergi pe stradă în Istanbul că zici că ești într-un film de groază. Pentru că oriunde te uiți, vezi o femeie care are un nas prins într-un pansament, băieții care au cicatricile aia, ce?
Și merg oameni așa pe stradă, știi? Răniți, bandajați, zici că a venit apocalipsa zombie. Da, exact, știi de aia cu... Și eu vreau să mă duc să-mi pun păr. Am un plan acum să mă duc să-mi trag un rând de păr. Really? Da, numai că singura mea problemă e că am zis că trebuie întâi să aștept să se oprească din căzut și după aia să-mi pun, că după aia îmi pun un rând de păr și cade restul. Trebuie să chelesc serios și după aia să pun părul, știi? Și pe păi, ca la cauciucuri, trebuie să le locuiești pe toate, trebuie să locuiești unul, știi? Și da, e într-adevăr turism medical peste tot, ți-ai zis, fetele operate la nas, băieții cu păr. Și la piept nu se... La piept nu se vede, era, nu știu... Da, umblă cu tot felul de... Da, la piept nu se vede, dar, nu știu, din ce știu, țâțe se pun și la noi, adică nu trebuie neapărat, dar la păr și la nas se pleacă la... Da. Și ți-am zis, deci nu e vreo destinație secretă pentru români, că era plin de români pe stradă, dar... Vorbind cu oameni din jur, cu prietenii, am descoperit că nu prea au fost. Adică din bula mea, din zona mea, nu prea au fost la Istanbul. Și le-am recomandat cu căldură, frate, pentru că este foarte aproape. Se face o oră cu avionul, adică o oră și 10, nu știu. E cât faci până la Oradea, faci până la Istanbul. Na? Și, deci să mergem repede, e destul de ieftin, mâncarea e mai ieftină decât la noi și e mult mai bună. Și este extraordinar să mergi să mănânci acolo. Este delicioasă mâncarea. Delicioasă. Eu am constatat în ultimii 3-4 ani, făcând naveta către Cluj, am constatat că și Clujul are 2 zboruri pe zi. Da. Ca să nu mai vorbesc de Bucureștiul, care e legat de Istanbul, cred că tot 2 zboruri, dacă nu mai e bine de atâta. Da. Iar ultima oară când m-am întors în februarie din Istanbul, eu nici nu știam că aterizează Long Courier și în România. Deci un A340 și A330 al Turkish Airlines, deci cu vreo 250-260 de oameni, plin ochi, ora aia de la, la 6 am plecat din Istanbul, la 6 ajungeam în, sau la 7. În zorii zile aterizau aproape 300 de români, toți veniți de undeva. Și m-am întors cu... Păi, o animală de avion, adică nu mi-a venit să cred. Zic, pentru ruta asta de o oră, probabil, nu-i chiar ATR, dar, da, e un zbor normal, de ăsta de 200 de sunt loc. Foarte mulți oameni, sunt foarte mulți oameni. Și uriaș, uriaș de zboară. Și m-am întors cu Tarom, cred că m-am întors și... Tot așa, era cel mai mare avion pe care l-au și era plin ochi, nu era niciun loc liber și da. De asta zic că nu e un secret, adică oamenii se duc acolo, e și ieftin, știi? Adică... Da, este ieftin și Istanbulul este un oraș absolut superb. Mai greu cu carduri, cu de-astea, că la ei inflația tot timpul e galopandă. Mă, să știi că m-am pregătit foarte serios pentru asta. M-am pregătit să mi-a zis și maică, m-a mai vorbit cu oameni care au fost acolo și mi-au zis, toți m-au speriat că, bă, vezi că acolo cash, că dacă n-ai cash, nu... Băi, nu a fost problemă. N-a fost problemă? Nu. Bine, nu. Dacă mănânci pe stradă, normal. Că dacă mănânci pe stradă, normal. Poți să ai card, dar... Da, sau... Da, dar în rest, nu știu, am plătit cu cardul la... În taxim, la kebab acolo, plătești cu cardul. La orice restaurant am plătit cu cardul. La orice magazin, că ne-am luat, nu știu, o eșarfă, o... Un fake, normal, că trebuie să-ți iei ceva fake de acolo. Ți-ai luat fake-uri de acolo, nu? Păi, asta e tradiția. Adică asta e... Din Grand Bazar? De la de un magazin mai răsărit, mai de pe lângă Top Cap, că sunt produse mai bune. Okay. Dar ca idee, astea sunt produse tradiționale turcești. Gucci, Louis Vuitton, Chanel, astea sunt, și râdeam cu ea la magazin, că zic, că i-a zis Gucci Turkish brand. Ce? Și râde, zic, don't laugh, zic, you make more Gucci than Gucci. Sunt Gucci Turkish. Nu? La Florența se chinuie așa, se imită industria turcească de Gucci, știi? Și de asta zic că n-ai cum să ai, că efectiv, eu m-am dus acolo, zic, bă, nu mi-au fake-uri, n-am, eu din câte știu, n-am nimic fake acasă, nu mi-au așa. După 2 zile, zic, bă, frate, n-am cum să plec de aici fără să-mi iau ceva fake, adică efectiv e... Te duci la, peste la, tot, mă. Te duci la brand, te întorci cu un fluier de lemn sau ceva. Mă duc în Istanbul. Da, mă, este peste tot. Deci asta este atât de amuzant că mă uitam acolo. Deci, oamenii cred că astea fake-urile se găsesc în bazar. Nu, este la Aprozar, ai și o geantă Chanel. Adică oriunde, în orice magazinaș, ai și un Gucci și un Louis. Acolo că na, dacă cumperi o ceapă de așa, te ia pofta, ți-ai și o gentuță Gucci. Peste tot. Negociezi sau nu-ți place? Dai prețul nu, direct? Mie nu-mi place să negociez.
Chiar nu-mi place să negociez, dar la... Dar se supără dacă la, nu negociez. Nu, aia bine. Nu, asta e o prostie. Asta, asta zici că e un mit. Asta e mit, mit. Asta e un mit. Nu se supără nu nimeni se că îi dai mulți bani. Nu, nu, nu. Dacă îi spui, domne, prea mult și pleci la asta. Ah, ok, ok. Stai, domne, să negociez. Păi nu, mă, stai. Păi normal. Păi da, să zice prea mult și să plece primul pas. Adică să plece primul pas. Stai. Hai să bem un ceai, să ne așa. Am normal că am scăzut toate prețurile. Na, normal. Adică la alea care erau mai mari am vorbit și am discutat și am așa. La alea care erau mai mici, i-am zis direct cu 5 euro mai puțin sau nu știu, adică cu 10 euro mai puțin direct. Și na, nici n-a fost. Că la un moment dat a zis, nu știu ce îmi lasem, și a zis 60 de dolari. Prețul pe care mi se stă la început, știi? Am zis, bine, hai că iau ăsta. Și a zis, bun, 60 de dolari. Și m-am uitat la ei, zic, păi n-ai zis la început 60 de dolari? Și a zis, da. Păi, și a zis, bine, 55. Adică... Adică a lăsat-o instantaneu. E de bun simț să lați un 10%. Adică 10% se lasă din bun simț. Știi cum se lasă bacșiș peste la restaurant, trebuie aici să scazi 10% da, din bun simț. Da. Și a fost foarte așa. 55. Bine, 55. Trebuia să lase la 40 sau la 35. Da? Lasă. Ați fost la restaurantul lui Salt Bay? Nu. Sau nu, nu, nu e, n-aveți nicio... Nu îi dau bani lui... Nu, nu, nu îți place. Nu îi dau bani lui Pescobar ăla. E un Pescobar cu vită. Nu, 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 este... Nu. Și-a făcut mai mult, are și... Are hashtag în toată lumea, cică. A, bine, lasă că are în toată lumea, dar și-a făcut sub, sub steakhouse, și-a făcut hashtag Salt Bay, care e burgeri și așa e... Ok. Da, nici acolo n-a fost. Nu, 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 nu apreciez deloc personajul, nu apreciez deloc ce face, adică e... Eu am auzit că, taxă, nici mie nu-mi place, dar am auzit că carnea e foarte bună. Da, da. Tomahawk-urile alea și da, da, ce mai are pe acolo. Da, să fie bună de... Adică în primul faza cu foița de aur este... Deci în momentul în care îmi pui foița de aur pe ceva, mai pierdut, efectiv, pentru că este... Nu, dar poți să iei și fără foița de aur, să știi. Da, poți știu, normal. Da, da. Și în al doilea rând, n-are, adică eu cred că e foarte bună, nu cred, n-a zis nimeni că e rea, dar nu cred că e bună de 500 de dolari, adică atatul. Nu, am mâncat friptură foarte bună la prețuri mult mai mici și nu cred, adică nu crește direct proporțional cu prețul, calitatea, știi? Dacă ai mâncat o friptură de 200 de dolari, o friptură de 500 de dolari nu o să fie de două ori jumate mai bună. Că o să fie, na, da, e... limită și cât poate să producă văcuțele alea, că săracele se chine, da? Știi? Nu, 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 adică ți-ai zis, e o chestie de un snobism pur acolo, la nu sret sau cum zice, nu, nu ne trebuie. Prefer să mănânc sandwich pe stradă. Păi asta ziceam, mă gândeam că cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o acolo erau astea de pe stradă, nu neapărat la orice colț, dar... Cocoriciu, unde, pește, pâine, unde asta, vezi da, multă lume adunată și arată bine, da, era da, imediat. Sau orice restaurant am intrat, da, stăteam pe stradă și îți venea și îți făcea, dacă îi luai mâncare la, eu mâncare la cuptor portabil, n-am mai văzut, dar uite că s-a făcut, aveau într-un jar cum se face mâncarea, așa, cum se face cafeaua la așa, ibric, în așa, nisipul ăla. El în nisipul ăla avea o chestie din lut peste care a turnat niște jar. Da, 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 da. Oricum probabil că o scosese din cuptor pentru da, că dar și după aia desfăcut ăla de lut și după aia scotea da, jarul de jur împrejur și e un da, e un este un fel de mâncare tradițională da, a lor. Extraordinar, deci tot filmulețul ăla de un minut cât îți scoate da, jarul din jurul mâncării da, este senzațional. Gustul nu mai povestesc. Îți dai seama, e carne cu legume, toate ținute în cuptor. N-are cum la să lut, iasă da, rău. E foarte n-are bun, cum să iasă rău, n-are cum. Dar am un pont pentru distinși telespectatori. Că ai zis tu de pește pâine. Toată lumea se duce la podul Galata, la... Sub pod acolo, da. Sub pod sau la bărcile alea trei de lângă pod. Și nu e, nu e pont. Adică, nu e pont. La bărcile alea niciun caz nu. Alea sunt tourist trap. Deci n-am dat de prea multe tourist trap, dar alea sunt tourist trap, bărcile alea trei. Pentru că îți dau o jumătate de franzelă cu o bucată de pește, cu o ceapă tăiată și atât. Adică ăla e tot semișul. La capătul celălalt al podului, la piața de pește, e un domn, un magazinaș unde se fac astea păplită pe nu știu ce. Și mai sunt în dreapta podului încă două magazine unde se vinde lipie.
Lipia de pește e net superioară. Net superioară. Deci okay. Este tot același pește, același macrou pe plită, numai că e cu o salată un pic mai curățit mai... răspunderii, cu morcov, cu niște condimente, cu niște sosuri, aia nu pun niciun sos acolo, cu niște sosuri și pe aia puse într-o lipie, date cu condimente, date cu un pic de sos și pusă din nou pe plită. Pe plită. Uite, cum închid în secură. Nici nu pot vorbi când plouă în gură. Da, frate, deci nu că plouă, e tornadă în gură. Deci, da, deci aia este, cum să spun, este șapte vieți peste franzela aia cu pește. Lipia. Da, Lipia. E mult mai gustoasă, mult mai zemoasă, mult mai e extraordinar. Și cu un șalgam, o zamă de aia de... Uite, apropo de inspirat, am căutat prin București, am găsit șalgam și de acum o să încercăm să vindem la Dumicat șalgam, să vindem la Păhărel. Deci, dar ce e? Șalgam e zamă aia, zeamă... E o zeamă de murături. N-ai, un fel de zeamă de varză, nu? Nu, n-am băut. Mamă, deci, te-ai dus degeaba. Ai trăit degeaba. Păi nu, dar șalgamul ăla merge la orice, la absolut orice. Este zeamă de murături, cum ai, dar o fac din... Moare. Da, dar e făcută din morcovi negri, sau nu știu eu chestia asta, fermentat din morcovi de ăla cu niște, cred că e sfeclă ca să fie roșie, și, dar la bază e zeamă de murături. Zeamă de murături. Și e roșie, așa? Și este variantă iute, poți să bei picantă și zeama mai picantă de murături, deci merge și cu kebabul și cu peștele și cu orice vrei, este. Ah! Șalgam, vă așteptăm la Dumicat, șalgam, sună salut din ăla, șalgam. Da. Și mai e delicios. mai e la cocoriciu, știi? Bă, nu m-am băgat la ăla, nu m-am băgat. Organe. Nu m-am băgat la ăla. Pentru că eu nu sunt genul ăla cu aoleo, are gust de oaie, dar ăla chiar are un... Are. Adică am observat chestia asta în Istanbul, că am mâncat mai multe ori oaie și bă, chiar are miros de oaie, ceea ce nu te aștepta. Te aștepți la noi, că la noi are și, dar în Orient nu prea are. Adică, de exemplu, pe la, dacă, până și în restaurantele răbești, dacă mănânci, nu are deloc. Acolo la Istanbul, bă, camera. Și am zis, bă, dacă miroase așa, bă, ăsta, tocana. Avea mirosul ăla de oaie puternic. Nu știu, eu am mâncat fără niciun miros și mi s-a părut sexy. Era destul de așa. Am mâncat, a fost ok, da, și am zis, bă, organele, nu cred că, da. Dar în schimb, midiile alea cu orez, delicioase. Bine ați venit la turul Istanbulului. Nu, dar serios, chiar mi-a plăcut foarte mult și vreau să împărtășesc cu cât mai multă lume chestia asta. Midiile alea cu orez, alea din nou sunt, n-ai băgat la... Asta nu. Bă, tu ai fost sigur în Istanbul? Că am fost în Istanbul, nu am găsit locul, habar n-aveam unde. Sunt multe, se vând și pe stradă, dar nu recomand, nu știu, ai calea, nu știu în ce condiții. Le vând și pe stradă, că nu că le fac acolo. Sunt aduse și puse potăviță pe stradă și le vând. Sunt, ele zic, sarma de midie, așa zic, midia dolma. E, că, efectiv, asta e, deci iau midia, desfac carne de midie și bagă niște orez în care, și o închid la loc. Știi, și după aia desfaci cochilea de la midie, pui un pic de lămâie și bagi midia cu orez. Foarte bun. Podcastul ăsta să mă uit să mănânc, deci nu mai mi s-a făcut. S-a făcut și la noi asta, midia Galata, midie ci, s-a făcut și la noi. Era la Amzei, dar la Amzei și acolo au și cocori. Da, știu. Au și cocori. Acum am trecut pe acolo și e părea închis, poate de la lucrările aia pe stradă, dar știu că au și în Cosmopolis. Deci dacă aveți public bogat, înstărit, în Cosmopolis. Dacă aveți două zile, o zi dus, o zi întors, sâmbă, duceți acolo. Da, cam așa. Și mai bine. E foarte mișto la în Cosmopolis, asta îmi place. E un oraș minunat, lângă orașul București, pe care lumea îl știe. Și acolo faci o zi dus și o zi întors. Dacă ai cumva drum prin zonă, e foarte mișto. Da, bine, și eu recomand de oraș. Și eu recomand să încerci oamenii midiile în Istanbul. Nu neapărat în Cosmopolis, că e mai aproape Istanbul. Cu siguranță e mai aproape Istanbul. Să-i arătăm domnului Teo ce i-am pregătit? Nu știu dacă sunt... Regia, vă rugăm. Regia transmisie. Ai de cap. Nu cred, nu cred. Bă, am postat asta undeva sau s-o cunoști? Deci toate pozele sunt luate de pe profilul tău. Deci tu ești principalul vinovat. Și o să te... rugăm așa să ne dai un pic de context, povești, să ne povestești așa un pic. Nu mai țin minte nimic, îți dai seama, dar pot să apreciez că e forma mea maximă. Cred că de aici am început să o iau în jos. Nu, dar arăți intelectual, adică asta ai o privire inteligentă, căștile îți dau așa o chestie. Asta e, deci am în și ce anișor ar fi, măi? A? Câți anișor ai avea? 5, 6? Pe acolo, da. Cred că da, 5-6, cred că da. Căștile de la ruși, clar, căștile de la ruși, căști din alea de Walkman.
Nu știu. Da, nu sau nu aveau cum, că era înainte de Revoluție. Nu știu dacă era acum. Înainte de Revoluție, nu? Dar, da, dar faza e că dacă te uiți la mine așa, bine, ok, n-am barbă, era greu la vârsta aia, dar arăt atât de hipster, deci cu căștile alea și cu cămașa aia. Cămașa, da, da, și probabil că ascultam ceva underground, nu ascultam de-astea... Andersen. Angela Similea, eu nu ascultam de-astea povești ascultam. Deci alături de... Da, niște povești... Din astea mai de nișă, n-ascultam Ispirescu, orice frate poate să asculte Ispirescu. Alături de Brâncuș, tu ești original hipster. Da, deci da, mi se pare că tu și este, cu Brâncuș... Ți-ai zis, păcat că nu puteam la vârsta aia să am și un pic de bărbiță, că dacă aveam un pic de bărbiță era... Și exact cu aia, cu nu, tati, eu ascult niște basme iraniene mai vechi, n-ascult eu povești de-astea de albă ca zăpada, aolu, când văd cu albă ca zăpada... Ceva cu padișah, cu da, ceva eu, foarte... Eram cu basme orientale, da. Bun. Foarte mișto. Doamne, hai să vedem. Nu m-am jos, am luat-o din momentul ăsta în viață. Să hai să vedem dacă chiar așa este deci sau exagerăm. Asta este. Când am postat poza asta, mi-a postat direct cineva nu știu, cred că era o poză sau un gif din ăla cu Quagmire din Family Guy. Este exact direct. Da, deci dinții și bărbie este exact... Ce catchphrase avea la mă? Gigri, nu? Este efectiv, când te uiți la poza asta auzi, gigri. Dar și atunci erai pe opulență, iartă-mă că îți spun, adică sticla de Metaxa pe masă, bă, sincer, niște spun, beri. Nu știu unde eram aici. Anii 2000, să fie înainte de 2000. 2000, clar e 2000. Nu? Aveai, nu, cred că 18, 17, 18 pe acolo. 17, 18, cred, da. Cred. Pe acolo, cred. Dar da. Nu știu unde ai făcută poza asta. Undeva la țară, că se vede în fundal, în planul 2, se vede un grătar neutilizat de vreo 128 de ani. Da. Nu? Așa pare. Băi, mi-a trimis-o cineva, știu că mi-a trimis-o cineva la un moment dat, dar am uitat, efectiv am uitat. În curtea unui IAS. În curtea unui IAS, nu știu. Da, 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 am înțeles în curtea unui AS și zic, nu, mai multe AS-uri, IAS, da. Da, ți-am zis, deci direct cu Quagmire, Family Guy, gigiri, extraordinar. Ce dinți. Ce sprânceană, da, ce dinți, ce sprânceană. Frumos, nu te supăra. Păi de asta zic, cu poza asta mă duc la Turcia. Exact, poza asta mă duc la... Așa să mă așa faceți, să mă băieți. Next. Ah, uite mă, ce extraordinar, frumos, extraordinar. Băi, uite mă. Ce asta, mă? Am primit la un moment dat premiile VIP. Hai să zic. Deci am primit... Fii atent ce fețe. Uite ce față are Costel. Uite-te Costel. Un pic. Deci Costel este... Dar și Viorel, fii atent Costel. Are păr. Are păr, frate. Eu nu arăt foarte, foarte diferit de cum arăt acum, aveam un pic mai mult păr sus și un pic mai puțin păr jos, dar îmi place mult la Vio și la Costel că arată fix din Guy Ritchie, deci sunt fix de filmul lui Guy Ritchie. Da. Sunt doi băieți care sunt, cum să spun, arată ca bătăușii șefului, știi, gen... Wannabe bătăuși. Nu, ăștia sunt ajutoarele șefului și sunt exact genul de băieți care își fură omorul de la Jason Statham. Ăștia sunt. Îi bate Jason Statham pe ăștia, adresă un apa în cap. Așa sunt. Și Costel întotdeauna își o fură cel mai rău, adică el... Păi da, el, pentru că el de la Jack, el e și cel mai tupeist, adică el vine să-i dea primul pumn lui Jason Statham, știi? Da. Și ăsta, îl bate. Aici eram la premiile VIP. În ce an oare, ți-amintești? 7-8. Deci fix la începuturile voastre. Dar fii atent ce slăbuțe și frumușei sunt toți. Și ce a fost foarte amuzant este că noi am fost anunțați că ni se oferă acest premiu VIP, premiu publicului, nu știu, ceva. Și noi am fost, nu o să te mint, semi-încântați așa, că uite, bă, am primit un premiu. Și după aia am vorbit cu cineva care urmărea mai îndeaproape scena mondenă și a zis, bă, alea se dau în fiecare lună, în primul rând, adică nu sunt odată pe an, și le dau la toată lumea, adică faptul că ne dăduseră și nouă înseamnă că efectiv rămăseseră fără oameni la care se mai dea premiile alea, știi? Și auzi, hai mă, să le dăm și la aia unul. Deci noi am trecut de la mama, am primit un premiu la hai să mor eu, serios? Și ne-am dus la gala premiilor VIP unde într-un club era ceva, era un fel de șpriț între ei așa. Păi era. Da, era un awareness despre VIP, despre revista VIP, despre asta era vorba. Da, și s-a și luat unul de la Trăzniți NATO sau nu știu de ce, s-a luat de noi, efectiv, ne-a jurat, nu știu, ne-am trecut pe lângă masă, nu știa nimeni cine suntem, adică a fost efectiv. Dar de ce să vă înjure, mă? Aia,
nu știu, din prostie simplu, nu știu, ce crezi că aveam idee? Crezi că aveam noi vreo treabă cu ăștia? El era trăznit, da. Dar nu mai știu exact cine, dar știu, unul din zona aia. Ok. Și ți-a zis, nu știa nimeni ce este, toată lumea făcea mișto, el se pișea, până a fost o experiență exact anti-premiu, adică efectiv, zici că ne-au chemat acolo să-și bate joc de noi. Și de atunci ne-am lămurit cum e cu premiile. Cu premii și cu zona mondenă și că am zis, bă, noi de o să stăm lângă. O să stăm în afară și o să spui pe peste. Dar mai primi premiu toți trei de atunci? Nu. Niciun premiu? Nu. Deci ăsta a fost primul și singur. Bă, da, ce premiu să primești? Bă, nu știu. Tot așa, să vă cheme o revistă, să vă dea un premiu revistă, pentru... Mă? Care revistă, mă? Mai există vreo revistă? Forbes România. Exact. Femeia. Da, de la asta, da. Femeia. Viața plugarului. Da. Să ne dea o... Da. Bă, dar AS nu mai este... Cum se cheamă? Dar nu e revistă, mă, e ziar. Ai, nu? E ziar, nu e revistă. TV Mania, uite. TV Mania, da. TV Mania. Da, dar fac premii. Au premii în fiecare an. Ar trebui să se cheme de acum Platforma Mania, că nu se mai uită lumea exact, la televizor, da. Să fie exact. Pe platforme de streaming, da. Cum sunt și Comedy Box, e o platformă de streaming. Net Mania. Bun, net hai mania. Să vedem ce ne-a mai pregătit internetul. Ce mă bucur că ați găsit poza asta. Vai, și cu poza asta mă duc la turcii, în primul rând. Uite ce frumos se vede perișorul. Da, avea perișor, măi. Se vede, dar vezi că se dusese un pic linia. Dar tu faci două golfuri, ai două golfuri. Da, dar faza știi care e? Că eu dacă e să mă duc să-mi pun păr, o să-mi pun cu bun simț, că nu o să-mi pun o linie de-aia dreaptă aici la 2 cm deasupra. O să zic cam așa, să mă fac deja atins. Cu bun simț, atins deja. Atins, da. Adică să ai două golfuri, dar mai mici. Mai mici, înțelegi? Nu cu linia aia dreaptă, da, nu mă fac Drake și nu pot să o pun jos aici, știi? Dar să meargă numai cu șapcă pe cap așa. Păi să pară că am șapcă tot timpul. De ce nu-ți dai jos șapcă? Nu, asta e părul meu. Ți-ai făcut singur cascadoriile? Da. Singur? Singur, asta a fost... Ai vrut să-ți aprind țigara sau? Nu. Era perioada în care consumam ștroh. Mamă. Perioada aia de cretinătate. De ars creierii. Da. Consumam șaturi de ștroh de 80 de grade pentru că eram idioți. Tineri și idioți, sau cum zice Vio, că am văzut noi mai demult o serie de filme porno și ne-a plăcut foarte mult numele Young, Dumb and Full of Cum. Deci, așa nu m-am așteptat. Da. Deci asta, dacă vă uitați la mine, asta eram. Young, dumb and full of cum. Și am luat foc. Beam ștroc și mi-am vărsat un șat de ștroc pe blugi și gândindu-mă că are 80 de grade, am zis, stai să vezi fază. Și m-am dus la bar, i-am dat barmaniței telefonul, zic, fă-mi o poză. Și asta zic, la ce? Și zic, stai puțin. Și am scos bricheta și mi-am dat foc la pantaloni. Și femeia a făcut poza asta și după ce a făcut poza asta, a aruncat telefonul direct pe bar și a început să sară să stingă focul. Ceea ce a durut un pic, că uite unde ardea. Deci gândește puțin că ea când a sărit cu intervenția, mi-a plezit câteva... Dar n-a trecut și mai aproape de trupul tău? Sau a rămas numai adică la... Adică nimeni nu a fost rănit în timpul da? Adică nu, eu sunt cascador profesionist. Da. Bun. Eu m-am uitat acolo că ești puținul, dar zic, s-o fi pișat omul și vrea să stingă... Mamă, îți dai seama cât de mult trebuie să bei ca să-ți ia foc pișatul? Și ce trebuie să bei? Și ce trebuie să bei, asta îți spun, da. Benzină direct. Da, bun. Nu, deci asta e povestea. Am vărsat un șat de ștroh, am zis, stai puțin că ăsta la 80 de grade trebuie să ia foc. Deci și copii, nu faceți asta acasă. Eu cu capul, asta zic. Dacă te uiți la mine, ți se pare că-s tolomac, dar nu. Uite dovadă că sunt de fapt genial. Genial. Deci copiii, nu faceți asta acasă, da? Nu faceți asta acasă, vă rog. Nici în afara casei nu faceți. Nu faceți, rău și simplu. În general, nu. Da. Bun, next. Da! Băi, asta este poza mea preferată, recunosc. Dar asta m-a luat prin surprindere. Păi știu. Ăla e tricou. Ăla e de care povestești? Da. Ăla e tricoul. Dar uite-te un pic, cum sunt cele două baloane, da? Este tot, bă. Deci uite, două baloane cu fața lui Teo. Și icoana aia și icoana în spate. Deci este icoană, baloane. Bă, e minune poza. Sunteți la o biserică aici cântați? Nu, suntem în liceu. În liceu aveți... Nu se poate, mă, stați cu icoanele așa? Cred că era ceva expoziție, ceva, nu știu, dar sigur suntem în liceu. Bă, da, ce privire. Arată ca un hol. Da, pe hol, un liceu. Un hol, da.
holul liceului și... Baloanele de anul trecut. Dar știi să cânti sau doar țineai aia așa? Bă, pe vremea aia... Știai un pic. Deci, atent, pe vremea aia puteam să mă prefac destul de bine că știu să cânt la chitară. Acum și măcar mă știu să mă prefac. Okay. Știai niște acorduri, adică. Da, da, da. Și noi eram formația Idol, scris I-D-L-E. Pentru că am zis, dacă ne luăm un nume, să ne luăm un nume să nu înțeleagă nimeni care e numele. Orice formație are nume, de înțelegi care e. Fii atent ce perciuni are. Da, perciuni, erau perciuni și privea, da, eram la repetiții, cred că era, nu știu cine a făcut poza asta. Asta mi se pare incredibil, că nu știu cine a făcut poza asta și de ce, dar eram la probele de sunet dinainte de petrecere de la formația Idol. Idol. Da. Foarte frumos. Și acolo e Soare, vocalul și basistul nostru. În spate acolo, iar aici în față nu știu cine. Soare? Soare, da. O poză așa numai cu spate. Vezi că nu, da, în, și afară, că omul în afară de Teo omul... nu vezi niciun chip acolo. Da, da. E Alex la tobe și Soare la voce și bas și eu la chitară și noi eram formația Idol. Ce vremuri, bă, tată. Frumos. Da. Ia să vedem. Ce mai e? Da. Și zici că... comedia nu e un mediu toxic, a? Mamă, gata, bum, s-a dat tot, nu mai are rost să comentăm asta. Gen, efectiv, trebuia pus aia de la albumul rap, un mediu toxic și direct era, da. Comedia e toxic, mă. Ia te ce fotoliu în spate, mă, eu când văd de astea așa cu... Da, mă, ăsta era, cum să nu, fotoliu nostru și aveam acolo, vezi, în spate că e Alex Coteț care ținea planta aia în brațe. The producer. Da, da, da. De aici erai la Nimic Nou? La Nimic Nou? Da, 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 la Nimic Nou eram, cum să nu. Și... ce tare. Și jacheta îmi place nu mai mult. Țin minte, efectiv nu mai țin minte de la ce bucată era asta cu... Sper că nu era un skit cu părțuri. Chiar sper pentru binele comediei noastre, For Our Legacy, că nu era ceva cu părțuri. Sper că era ceva mai cu mesaj sau cu ceva. Cu profunzime. Cu profunzime, da, da, da. Uite, mai ai că se cred că de 1 decembrie făcută, că e roșu, galben și albastru. S-ar putea să fost, da. De... Asta e tot de la filmare. Tot de la o filmare, Sector 7. Dar nu mai țin minte care era filmarea. Nu mai țin. Asta este poza mea de afiș electoral. Asta este efectiv. Cu asta te prezinti, da? Bun. Păi da, cu asta trebuie. Da. Îmi fac partidul platină, că platina e peste aur și așa o să eu candidez de la platină, știi? Să-l iei și pe Boomer, că și Boomerul are fix la fel o poză exact ca a ta, de-aia am și ales-o. Păi candidăm împreună. Sunteți... Băgăm. Dar eu Prispa, eu tot la Prispa aș rămâne. Mie mi se pare foarte bun ca păi, da, filon. Păi Prispa masonică ne sprijină, ne propulsează okay. În politică, ne oferă sprijin în brânză, ouă și alte produse tradiționale, artizanale și noi cu asta ne ridicăm până la... Pasta de cârnați. Pasta de cârnați, da. Și cu cârnațul ăla ungi toate... Tot. Ca uns intri în politică. Absolut. Cu cârnațul ăla. Da. Băi, nu mai știu de la ce filmare. De la o filmare oricum. Dar eram undeva pe câmp, da. Ok. Nu cred. Da, nu eram în studio, nu? Nu e recreat în studio. Deci ăla nu e CGI. CGI în spate. Nu e CGI. Uite, motoare, chestii, socoten. Da, este prima motocicletă pe care am avut. Te mai dai pe motor? Nu. Băi, dar e incredibil că eu am uitat că există. Tot respectul oricum i-a săpat în profilul meu, în halul ăsta. Eu? Să mor tu. Da. Tu nici n-ai treabă multă. Da, nici n-am. Asta e că asta spun că să sape atât de mult în profilul meu. Dar să știi că nu sunt chiar atât de... Adică ai patru poze, astea sunt atât de multe. 40 de poze puse acolo, poftim. Poza asta e cred că de 15 ani, cel puțin. 15 ani. Deci nu mai ești motorist. N-am mai fost. Nu prea mai mers. Aici eram pe Transalpina, Grășan. Nu? Nu, Transalpina, da, e Transalpina. Pe Transalpina, da. Pe Transalpina, da. Cred că eram primul an când mi-am luat motor. Atât de idiot am fost că mi-am luat permisul și după aia am plecat să fac Transalpina cu pasager, după cum se observă. Eram cu iubita mea de atunci pe Transalpina, mă, care e foarte greu de făcut. Și cu mașina e obositor, dar minte cu motorul. Da. Ok. Da, nu, l-am dat, motorul ăsta a trecut de la mine, s-a dus la Sorin Pârcălab. Pârcălab l-a luat da, de la tine? Da, după care Pârcălab era vândut lui Vio, care voia să-și ia permis. După aia Vio nu și-a mai luat permis și a vândut motorul, nu știu, cred că înapoi lui Sorin Pârcălab, cred că e la Pârcălab. E circuitul motorului la stand-up-iști. Da. Eu a fost o motocicletă foarte, foarte bună, ce extraordinar de...
de bun, un phaser. Mm-hmm. Phaser de 600, foarte, foarte cu minte și... Adică avea roșu la 14.000 de ture, adică dacă voiai să tragi de ea, puteai să tragi de ea, că avea roșu la 13.000 și ceva. Dar în același timp foarte cu minte, adică în oraș sau așa era foarte, nu voia să zboare de sub tine. Foarte mișto motocicletă. Da, am dat-o, după care o vreme am stat fă, după care la un moment dat mi-am mai luat alta, am mers un pic cu ea, după care iar o țin. Am o motocicletă de vânzare, dacă vă interesează un BMW. Acum mi-a dat seama de ce am venit, mă, lasă ale lui și de mișcat. Am un R1200R. Zi acolo. Zi. Am un R1200R roșu frumos cu bagaje, cu parbriz mare, cu accesorii. Cod cu... de reducere Boomerul și Milenialul. Da. 5%. Nu este matriculată deloc, nu este, deci este adusă în Germania. Ne-a oprit pe noi asta vreodată. Bă, nu, dar nu e matriculat, n-a fost niciodată matriculat în țară. Adică, okay. A fost condusă de o bătrânică duminica la care biserică. Care făcea piața cu ea. Făcea piața cu ea cu 230. Nu bate, nu troncăne. Băi, bate și troncă un pic, că e motor de 1200 boxer. E un pic ciudățăr motorul ăla, că fiind mare, mișcă un pic motocicleta, adică nu e de viteză, e turer. N-ai, 1200. Dar mi se pare că ai așa o relație love and hate cu motocicleta, da. Adică nu te plictisești și... A, e cu frică? Da, dar m-am luat frica, n-am avut niciun accident mai serios și am zis, bă, hai să încerc să o țin așa. Știi? Adică asta okay. E, acum nu prea aș mai merge. Mai ales prin oraș, mi se pare foarte, foarte okay. periculos. Și faza e că ăla motor la boxer de 1200 e o chestie foarte interesantă. Când pornești motocicleta, o dă un pic în stânga. Simți că zboară, simți că vrea să se ducă în stânga. A, deci zvâcul e serios. Zvâcul e serios când o pornești. Iar când pornești, face așa un pic toată motocicleta. Da. Și de asta zic că bat un pic și troncăne, că e 1200 boxer, e mai interesantă configurația. Dar este foarte bună motocicleta, este de drum lung, este mamă, este minunată. Am un R1200R roșu, frumos, de vânzare. Da, lasă-l să zic. Păi se tot repetă reclamele, n-ai văzut că... Trebuie să zici Dero. Ai văzut că intră mai multe reclame ca să-ți intre Dero în cap. Bun, hai să vedem. Mai avem oare ceva? Da. Ai, da, aici, da, ce să zic de poza asta? Nici măcar păi ce să zici, am ales-o pentru că voiam să te întreb sincer dacă e Comedy Store cel mai, nu știu, cel mai fain loc în care ai făcut vreodată, cel mai potrivit pentru stand-up. Da. Eu n-am ajuns niciodată acolo, dar am auzit că este un loc absolut da, este Comedy Store din Londra, este conform părerii tuturor oamenilor care au făcut show acolo, cel mai bun loc din Europa, adică e perfect. Este clubul de comedie tavanul, perfect. Tavanul jos, tavanul oamenii lângă tine. O sută de lumini în așa fel încât bate lumina exact unde vrei. Sunetul impecabil, 400 și ceva de oameni care sunt adunați toți așa, ce se mișto. Uită doar spre așa. Mese foarte mici, oamenii sunt foarte așa. Service perfect. Singura chestie de care pot să zic backstage poate un pic, dacă mă forțez. Da, hai zi de rău ceva. Green room-ul un pic cam mie. Green room-ul e un pic înghesuit, un pic. Da. Adică și nu se poate, de fapt nu, singura problemă pe care o are Comedy Store-ul, dar nu-i pasă nimănui din oameni care vin la show-uri de asta, este că nu există o intrare prin spate în green room. Deci dacă trebuie să intri în față, trebuie să intri prin față. Trebuie să ieși prin sală, dacă vrei să ieși din green room în timpul show-ului să fumezi o țigară, trebuie să treci prin sală. Dar nu te vede foarte multă lume, e ok. Asta e singura chestie. Ar fost dacă avea o ușă din spate în green room, era efectiv 11 din 10. Așa e, doar 10 din 10. Okay. De Comedy Store. Este cel mai bun loc de făcut stand-up în toată Europa. Bun. Da, da. Isn't that cute? Cred. Bă, este atât de frumoasă poza asta. Atât de rău îmi pare că încă nu mă duceam pe la barbershop. Efectiv, uite puțin ce bursuc zdrelit aveam pe față la nunta mea. Că încă aveam barbă, dar nu eram obișnuit să mă duc la barbershop să-mi aranjez. Și asta îmi pare rău, bă, că în toate pozele am așa un jderul ăsta. Zici că e călcat de mașină. Zici că e ceva care a fost călcat de mașină și pe-ai lipit pe fața mea. La nuntă, bă, la nuntă. Puteam și eu să fiu aranjat, îți dai seama. Când ai făcut nunta, în ce an? Sunt vreo... Tăiem dacă nu știi, să știi. Tăiem aici dacă nu știi. Eu atât de bine mă înțeleg cu soția mea, încât acum de curând am vorbit că este absolut ok că nici ea nu știe prea exact. Că adică, nu știe fix. Dacă e să ne gândim
câți ani avem împreună, de câți ani ne-am căsătorit, ce an era când ne-am cunoscut și astea, să știi că și eu și ea stăm un pic să bâșbâim. Adică nu este ea calculatorul ăla cuantic care... Le zice exact data, ora, da, tot. Da, ea zicând ne-am cunoscut, păi, dar noi suntem de vreo 7. Cum adică, mă, resimțitule, că după 12 aprilie la ora 7 și 12 minute nu mai ții minte. Și... Deci ea nu e așa, deci atât de bine ne potrivim încât și ea e, bă, da, și eu trebuie să stau un pic să calculez, era anul ăla, era nu ce. Da, deci ne-am căsătorit la 3 ani după ce ne-am cunoscut și suntem împreună de vreo 12 ani, deci asta era cu vreo 9 ani. Bun. Deci e bine, e bine. Mulți înainte cel bun, da, și română. Avem, cred că și ultima, foarte, pentru că... Gopo! Gopo, nu? O să trebuie să termin înapoi să zic ceva de costumul ăla. Da. Deci mie mi-a plăcut foarte mult costumul ăsta. M-am dus la Alexandru Ciucu, care este o casă de... Designer. Un croitor destul de vestit. Casa Regală. Pentru Casa Regală, da. Și am zis, băi, eu îmi fac costum pentru nuntă la domnul Ciucu și m-am dus acolo și mie nu-mi place ăsta negru. Simplu. Da. Basic așa, na. Clasic. Dacă am fi făcut acum nunta, la vârsta asta, da, aia aș fi fost la redingotă, la solul ăla de fezi, nu știu. Dar fiind acum 9 ani totuși, având 30 ceva, de-aia am zis, bă, rebel. Vreau un costum mișto, să-mi placă, știi? Și m-am uitat acolo și m-am dus și am zis ăsta. Era deja făcut costumul din stofa asta, era făcut un costum într-o parte așa. Și m-am dus și zic, ăla, așa vreau. Bă, și s-a uitat femeia aia cu... Milă? Da, așa un pic. Nu cu milă, cu un pic de nedumerire combinată cu mila asta, știi? Da. De ce ai vrea să... Aia este colecția noastră casual. Adică era gen... Da. Pentru ei astea erau costume cu care să mergi la birou. Da. Și eu vreau să mă căsătoresc în el. Adică a fost pentru ea... Am simțit că era... Slap. Dezamăgire. Da. Pentru ei, pentru standardele lor, era de parcă i-am propus să mă căsătoresc în bermude sau ceva. Da. Adică era gen... Aia nu este de... Șlapii de plajă, domnul. Șlapii de plajă și bermude, așa mergeți la nuntă. Da, ți-a arătat și colecția de nuntă? Mi-a arătat, cum să nu, redingotă, smoking. Și nu erau paiete, chestii? Nu. Nu, erau clasice. Nu face... Nu. Erau clasice. Ei fac proiectorie clasică. Și erau niște, cum trebuie să arate bărbatul, pinguin, negru, cămașă albă, dar stofa extraordinară, cămașa, pânză extraordinară, era totul la superlativ. Dar dacă te uitai de la distanță, era un costum negru cu o cămașă albă, că așa se poartă bărbatul la ocazie, știi? Și eu zic, nu, ăsta îmi place, mi-a dat mie și un vibe așa de mafiot funky, așa mi se părea o chestie de asta. Și, bă, până la urmă, știi cum a fost, mi-a zis, bă, clientul nostru, stăpânul nostru, dar acum vrea să se căsătorească în șlap și bermude și mi-au făcut costumul ăsta, știi? Dar n-au fost de acord, adică au zis că ăsta nu e de ocazie, știi? Mă rog. Mă, da. Pare de o mare ocazie după capul meu, dar na, eu nu merg la serviciu. Nu, din punctul lor de vedere, nu. Nu era de ocazie, nu era nici măcar de mers la nuntă, la nunta cuiva. De mers în ăsta, dar mi-te la nunta ta. Și ca să se închidă cercul, bineînțeles, premiile. Am început cu premiile. Am început cu premiile Gopo, terminăm cu premiile Gopo. Da, aici sunt îmbrăcat de la Tudor Taylor și... Da, arăți foarte bine. Da, să știi că mi-au... foarte mult asta. Și mie, am zis, n-am apucat, uite, am fost plecat și n-am apucat. Am vorbit cu ei că vreau să-mi fac această ținută, vreau să o fac, să o am și eu de gală. Să și tu un... Da. De gală. Mi-a plăcut foarte, m-am simțit foarte bine. Pantofi de lac, cu cămașa aia superbă, cu butoni, cu... Bă, îți dă driver, îți dă un... Arăți bine, mă. Îți dă un vibe, cum zic copiii. Eu știu cuvinte de astea de copii. Îți dă, e un vibe. E un vibe să fii îmbrăcat la black tie. E cea. E o mică problemă la ținută. O mică problemă. Dar este aproape, să zic, teoretic, din ce am citit, ar fi trebuit să fie papionul din același material cu reverul. Ok. Dar aici sunt nuanțe deja. Sunt niște, da. În rest, și mă rog, nu era cazul să fiu. Adică nu, până la urmă nu prezentam în mormântarea reginei Angliei. Erau niște premii la care oamenii au venit în niște ținute uneori chiar... Să știi că doar tu și cei de la Tudor și domnul Ciucu mai știu chestia asta. În rest, păi da, nimeni habar n-avea cât a, nu. Asta spun că nu, niciun fel de probleme. Este un detaliu atât de nesemnificativ încât nu. Este vorba de ultimul nivel de eticheta asta cu papionul. Ținuta a fost impecabil, m-am simțit super bunea și am vorbit cu oamenii de la Tudor să mi-o facă pe mine.
Și omul a fost foarte drăguț, omul de la Tudor, a zis sigur că da, și să știi că dacă nu ai variații mari de greutate, te ține o viață. Și am fost așa la modul, nu pot să promit că nu o să fie variații mari. Aveam de gând să slăbesc 28 de kg. Da. Exact așa, dar pădos. În ultimii 3 ani am luat vreo 12 kg. Și dacă îți place, dar cât gurmânzeală am vorbit în seara asta, deci... Da, mă știu, dar uite, am fost în Istanbul, am mâncat destul de mult, dar am făcut și 140.000 de pași în nicio săptămână. N-a poftim. Nu. Deci, da. Caloriile rog, profi, sau tot profi. Ce s-a băgat pe o parte au ieșit prin piele, prin mușchi, prin... Cred că au vrut să iasă prin mușchi și s-au oprit și sub piele parte din caloriile alea. Că ni s-au umflat un pic mușchii pe aici. Da. Pe la... Dar nu, eu cred că mușchiul central, nu ți se pare? Nu, la mușchiul central eu nu depun. Am început să depun aici, la biceps, la triceps, aici am început să depun mușchi foarte mult. Și la spate am început să la deltoiz. Eu cred că e ceva ce seamănă agresime, dar după aia se tasează și devine mușchi. Eu așa cred. Da, cred că numai la tine e cazul ăsta. Grăsimea care se face mușchii prima oară, așa am înțeles că ăsta e sistemul, exact cum am vorbit. Caloriile încearcă să iasă prin piele, parte din ele se opresc sub piele, se depun substrat de grăsime și pe măsură ce bătătorești grăsimea se transformă în fibră. Da, așa. Și deci, trebuie să limităm în 2 ani să vedem dacă ia 28 de kilograme. Deci astea au fost pozele. Vă mulțumim foarte mult. Și noi îți mulțumim că le-ai comentat și vreau să te mai întreb. Vine Jeselnik, Anthony Jeselnik. Da, vine. Mi-am luat bilete în octombrie. Ți-ai luat bilete, mi-am luat bilete, de-abia aștept să-l văd pe Jeselnik. Îmi place foarte mult. Sunt foarte curios cum o să meargă umorul ăsta și mie la fel. Negru în România, pentru că exact despre asta vorbeam de curând cu niște prieteni, că am avut o revelație așa. Ne-am dat seama că noi în România nu avem, tradițional vorbind, umor negru. Da. Nu, nu avem. Corect. Asta e foarte interesant. Este un segment de umor care ne lipsește cu desăvârșire. Avem cât de cât niște umor absurd, avem un pic de așa, dar negru, adică eu mi-am aminte singurul umor negru de care mi-am aminte când eram puștan, adolescent, ne distrau foarte tare bancurile cu Alinuța Sadica. Sadica, știi? Bravo, da. Alea erau singurul fir de... Da. Dar noi, în umorul nostru, cum să spun, de la Constantin Tănase până în ziua de azi, nu avem umor negru. Nu. Cred că și de-aia avem. Băi, nu se glumește cu treaba aia, că nu... Poate că... Și cred că în Europa de Est, în general, nu prea umor negru, că prea era viața de căcat. Exact. Cred că umor negru îți permiți dacă o duci bine, știi? Da. Dacă viața ta e umor negru dintre zile în culcare, hai că mai bine ne distrăm. Am jucat acum o lună într-un film de scurtmetraj care se va transforma probabil și în film de televiziune, care are un umor negru pe care eu am fost atât de bucuros să joc într-un film macabru, dar care are umor. Da, foarte tare. Deci când am citit scenariul, nu mi-a venit să cred. Zic, băi, i-a trecut cuiva prin cap o chestie, bă, curge sânge, adică se taie gâturi, adică e crimă, e cu umor. Este într-un fel făcut și jucat excepțional de colegi actori, deci nu dau mai mult, că nu vreau să dau spoilere din astea, dar este Blue Hour se va numi. Ok. Deci e extraordinar, dacă va ieși cum a scris în scenariu și cum am văzut eu că s-a filmat, ar trebui să iasă o mică bijuterie de umor negru foarte greu din gurgita. Pentru că e, la un moment dat, sunt niște scene la care nu te poți uita, dar frate, e umor. E extraordinar. Incredibil. De-abia aștept. Dar să știi că umor negru nu se referă numai la asta macabru. Umor negru, nu, dar vreau să zic că se referă și la glume cu subiecte foarte sensibile, care sunt foarte... Și astea românii nu... Din ce am observat, se retrag foarte nu mai cu ce să glumești, așa, cum face ce să ne glume cu tot felul de oribilități, de violență, de copii maltratați, nu știu ce. La noi e foarte... Ți-ai pentru că, nu știu, poate o explicație superficială, dar cred că pentru că e viața mai întunecată în Europa de azi, nu-ți mai trebuie și umorul. Îți mai trebuie asta. Nu. Teo, îți mulțumim tare, tare mult. Îți mulțumim, zine chiar la final, și zine chiar la final, podcastul iese săptămâna viitoare, marțea viitoare. Zine dacă mai mergi pe undeva și unde mai mergi.
Știi, cumva? În Istanbul. Adică mai ai show-uri pe undeva? Ca să fie promovarea, ca să ne dai banii la sfârșit, da, știi? Să da, trebuie să fii toți în unii, dai numai 15%. Să nu ne dai jumătate, da. Da, pe 6 iunie sunt la Alba Iulia. Nu știu exact unde, dar dacă sunteți din Alba Iulia... În cetate, probabil. Nu știu dacă e în cetate. Înghițit-o, băi. Nu. Băi, îmi place cetatea aia de mort. Păi nu, acolo, mă. Este show-ul, cred că este la mall. Dar mă veți găsi plimbându-mă în cetate. Este superb. Și este un hotel în cetate, se numește Hotel Medieval sau... Uh-huh. În cetate, chiar în cetate. Este unul dintre cele mai frumoase hoteluri pe care l-am văzut în țara asta. Este ceva impresionant. În momentul în care intri în curtea hotelului, care este chiar lângă zidul cetății, te teleportezi direct în Florența. Nu știu, e ceva, adică este un gazon perfect îngrijit cu o statuie, vezi numai piatră, că asta e frumos în Florența, că te uiți, oriunde te uiți e piatră, nu vezi acolo, nu vezi asfalt, nu vezi, e numai piatră. Și când intri acolo în Alba Iulia, în hotel, la în curte, ți-ai gazon, statui și piatră. Și intri în hol, ai piatră, te uiți în cameră, piatră și mobilier vechi și... Oh! Deci 6 pe lângă iunie, 6 iunie, Alba Iulia. Vă mulțumim foarte mult, prieteni, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare și vă așteptăm. Și ne vedem cu Teo și un pic pe Patreon acum. Da. Exact, imediat.